Bună ziua! Am convocat această conferință de presă, urmarea unor telefoane primite de la dumneavoastră, întrebându-mă de anumite aspecte care au fost prezentate în conferința de presă a lui Crăciunescu. Vom discuta, sigur, pe seama problemelor pe care le-a prezentat Crăciunescu și mă voi referi în primul rând la dezvăluirile privind societatea Agrocomplex, un prim punct, un al doilea punct privind dezbaterea publică pe care mi-o solicită Crăciunescu și un al treilea punct privind criza financiară din primăria municipiului Pașcani. Înainte de a trece la subiectul propriu-zis, în urma telefonelor primite de dumneavoastră și Poșta Română a distribuit o serie de materiale, culmea, cu aceeași problemă, cu aceeași problematică, și anume o firmă CPC, la care am căutat în registru comerțului și nu apare, nu are punct de lucru, nu are sediu. Eu o traduc această firmă Crăciunescu, primarul corupt. Asta este firma care a distribuit astfel de materiale identice cu materialul pe care vi l-a prezentat astăzi în conferința de presă. Deci dumnealui se ocupă de astfel de probleme, de fapt vine din structurile vechi, știe să manipuleze, știe să folosească astfel de mecanisme și mai puțin se pricepe la administrație. Lucrul ăsta s-a văzut în cei 4 ani de mandat Crăciunescu. Probabil aveți astfel de materiale, nu este cazul să vi le mai prezint. Sigur, lucrul acesta îl face din disperare și din teamă că pierde și va pierde cu siguranță alegerile. Am să mă refer la primul punct și anume la materialele care vi le-a prezentat privind societatea Agrocomplex Lunca Pașcani. Sigur, sunt convins că a găsit de pe timpul lui Vasile Lupu la acest material prăfuit din perioada anilor 97-98, material întocmit de o comisie care s-a prezentat la primăria municipiului Pașcani și implicit la SC Agrocomplex Lunca Pașcani, a fost o echipă formată din peste 30 de persoane, din corpul de control al primului ministru, deci din corpul de control al guvernului, prefectură, poliție, direcție agricolă, cadastru, armată și, bineînțeles, de la partiat. Cunoașteți, sunt convins, majoritatea dintre dumneavoastră că această problematică, acest subiect a fost dezbătut, cred că, în toate campaniile electorale de până acum. Deci, eu l-am somat public acum 2 luni de zile pe Crăciunescu să iese să spună ce dosare acuzatoare are la persoana Pantaza. Constat din cele prezentate de Crăciunescu că îl interesează foarte mult istoricul societății Agrocomplex Lunca Pașcani și evită să vorbească de cei 4 ani de mandat, de cei 4 ani de corupție din primăria Pașcani, de cei 4 ani de fraudă din primăria Pașcani, de cei 4 ani de delapidare a bugetului local. Lucrul acesta nu spun eu, spune Curtea de Conturi, care a găsit o serie de probleme în cadrul primăriei, de modul cum au fost gestionați patrimoniul și banii publici. Sigur, în urma controalelor pe care le-a avut SC Agrocomplex Lunca Pașcani la momentul respectiv, fiți convins că dacă ar fi fost probleme din punct de natură penală, materială, nu scăpam liber
și fără să aibă consecințe atât persoana plantează, cât și, și societatea pe care o conduc. Mai fac precizarea că în perioada respectivă, eu nu eram membru de partid, dar nici unui partid, eram consilier independent, nu aveam nicio treabă cu niciun partid din etapa respectivă. Dar ce constat că acest fost primar Crăciunescu atâta respect are pentru societățile din municipiul Pașcani care contribuie la bugetul de stat cu banii prin taxe și impozite, iar Măria sa Crăciunescu îi cheltuiește într-un mod după bunul plac al dânsului, îi cheltuiește împreună cu firmele apropiate lui Crăciunescu. Cunoașteți foarte bine, i-am solicitat de foarte multe ori anumite precizări privind cheltuirea banilor publici și niciodată nu s-a prezentat execuția bugetară, nu s-a prezentat contul de execuție, întotdeauna s-au prezentat trunchiat și au scos pentru opinia publică ceea ce a dorit, ceea ce a gândit. Știți foarte bine, sunt foarte multe firme din apropierea primarului Crăciunescu care au beneficiat de pe urma bugetului local. Revine din nou cu aceeași problemă privind terenul din Baraj. Deci a ieșit într-o conferință de presă, a făcut unele afirmații, am ieșit în conferință de presă, am făcut precizările, deci terenul din Baraj, eu, pentru că eu sunt om al locului, acolo m-am născut, acolo am trăit, părinții mei au teren în Baraj și dânsii și m-am zbătut în 2001, când eram viceprimar, prin Comisia Locală de Fond Funciar și am convins Comisia Județeană de Fond Funciar să pună la dispoziție terenul din Baraj. Asta se întâmpla în 2001. Ce trebuia de făcut? Trebuia oficiul de cadastru să ia, să facă parcelare, iar noi să punem la dispoziție proprietarii de teren din Cuva Barajului. Noi am pus la dispoziție proprietarii de teren din Cuva Barajului, dar această lucrare nu a mai fost finalizată. La toate insistențele și intervențiile pe care le-am avut, nu am cunoscut, nu cunosc nici astăzi care au fost motivele și împrejurările prin care oficiul de cadastru nu a pus în posesie proprietarii de teren din Lunca Pașcani în Cuva Barajul. Ba mai mult, sunt solicitări, sunt intervenții, se găsesc în dosarele Comisiei Locale de Fond Funciar, prin care noi, în nenumărate rânduri, am solicitat să ducem la finalizare această lucrare. În 2012, Crăciunescu, în loc să insiste și să pună în posesie cetățenii din Cuva Barajului, practic nu a respectat hotărârea Comisiei Județene împreună cu prefectul din perioada respectivă și anume de o lună și jumătate în urmă, au recunoscut dreptul de proprietate într-un mod abuziv prin semnare și ștampilarea hărților cadastrale, astfel încât s-a recunoscut dreptul de proprietate practic, dacă nu l-a vândut, sigur a primit un comision pentru această lucrare semnată și stampilată fără aprobarea Comisiei Locale de Fond Funciar. Deci eu îl somez public să retragă
Încă o dată, să retragă acea adeverință, adresă prin care retrage din instanță acțiunea judecătorească declanșată de către Comisia Locală de Fond Funciar, prin care și-a dat acordul prin votul dânsului să fie deschisă acțiune în instanță. Deci îl întreb, când este serios? Când a votat? Sau când a retras, această acțiune? Să nu mai folosească terenul din baraj drept campanie electorală, pentru că este principalul vinovat pentru înstrăinarea acelei suprafețe de teren din cuva barajului. Și să nu mai încerce să ducă în eroare cetățenii, în primul rând, din Lunca Pașcani, pentru că nu doare sufletul pe Crăciunescu mai mult de Lucaș ca pe mine. Probabil îl doare mai mult de cei din Gura Humorului și mai puțin din Pășcălieni. În legătură cu certificatul fiscal. Din câte știu, tot prin minciună, promisiune și uneori prin abuz și calomnie, a câștigat alegerile în 2008. Din 2008 știu că la conducerea primăriei este Crăciunescu și nu altă persoană. Deci să citească legea 215 și să vadă că prin această lege primarul are obligația să se ocupe de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local. Iar bugetul local, proiectul de hotărâre, proiectul de buget de hotărâre și hotărârea prin care se aprobă bugetul de către Consiliul Local trebuie dus la îndeplinire. Ce reprezintă aceasta? Practic trebuie să se ocupe de încasarea veniturilor. Deci aducerea la bugetul la stat, la bugetul Consiliului Local a tuturor veniturilor pe care trebuie să fie adunate prin taxe și impozite, după care tot prin hotărâre de Consiliu și prin bugetul Consiliului Local să fie cheltuiți acești bani. Nu cred că l-a durut inima atât de tare pe Crăciunescu de fantazii și societatea SC Agrocomplex și de cei peste 150 de salariați de la societatea Agrocomplex Pașcani să nu pună în mișcare o procedură de încasare a debiturilor acestei societăți. Faptul că nu știe, nu se pricepe, nu cunoaște administrație, lucru pe care l-a recunoscut nu odată, de zeci de ori, că nu a știut ce este aia primărie, nu a știut ce este aia administrație, dovedește încă o dată că locul lui nu este acolo. Deci nimeni nu l-a împiedicat să pună în mișcare procedura de încasarea debitului de la SC Agrocomplex, Lunca Pașcani. Am spus-o public și în conferința anterioară, nu îmi voi da divorț de soție, niciodată, nu îmi voi ascunde bunurile pentru a-mi plăti taxele și impozitele așa cum a procedat dânsul cu societatea Interdentis. Cred că este foarte clar ce fel de om este Crăciunescu și nu fantaz. Eu mi-am respectat întotdeauna cuvântul, în schimb Crăciunescu numai și numai prin minciună și manipulare a reușit să ajungă în anumite funcții. Cât privește mituirea funcționarilor publici din primărie, eu contribui odată la bugetul local cu taxe și impozite pentru un document care este obligația și dreptul celui care solicită să-l primească, trebuie să dea mită? Am spus în conferința anterioară, nu am cunoscut acest debit. Nu am avut o înștiințare, v-am prezentat înștiințarea de plată, v-am prezentat cazierul fiscal, SC Agrocomplex nu are niciun leu datorii la bugetul local. Se referă la proiectele pe care le-am atras. Da, am adus milioane de euro în Pașcani,
Și direct sau indirect au beneficiat și pășcănenii. El nici nu știe unde să deschidă ușile să atragă un proiect european. Dacă a rezolvat ceva Cupidu, a rezolvat datorită lui Ioniță. L-a dus de mână Ioniță și l-a plimbat la toate ușile din, de la Guvernul României și la regiunea Nord-Est. Eu îl rog în mod public să se ocupe în primul rând de problemele primăriei, să justifice situația în care a adus primăria, situația de faliment pe care a adus primăria și mai puțin să se ocupe de societatea mea și de alte societăți din municipiul nostru care contribuie la bugetul local. Cât privește al doilea subiect pe care mi l-am propus dezbaterii și să-l aduceți la cunoștință opiniei publice, privind faptul că ar trebui să jupe Biblie. Cineva m-a întrebat la telefon, că nu cunosc exact contextul și modul în care a fost pusă întrebarea, poate mă ajutați dumneavoastră, că ar trebui să jur, dacă nu ies într-o conferință de presă cu el sau într-o emisiune televizată, să jur pe Biblie. De ce să jur pe Biblie? Nu știu, dar îi spun public că voi jura în fața organelor de stat și pe Biblie după 10 iunie, când voi ajunge primarul municipiului Pașcani. Atunci voi jura pe Biblie. Cât privește aspectul de a ieși într-o confruntare deschisă la televiziune, eu de seară sunt programat. Este emisiune privind dezbaterea publică cu candidații la primăria municipiului Pașcani. Este bărbat, are curaj să se confrunte cu candidații, să se prezinte la emisiune. Nu-l oprește nimeni și chiar îl rog să vină la emisiune să spună cum a reușit performanța să fraudeze cu 300 de miliarde de lei primăria municipiului Pașcani. Iar dacă vine la emisiune, eu îl somez public să discutăm de ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani de zile, să discutăm de situația de momentul actual al municipiului, al primăriei, de situația economico-socială, de situația edilitar-gospodărească a primăriei municipiului Pașcani și mai puțin să lăsăm trecutul unor societăți comerciale de pe raza municipiului Pașcani. O a treia problemă pe care vreau să, în câteva fraze, să vă prezint este criza financiară a municipiului, mai bine zis, a bugetului municipiului Pașcani. Eu îmi amintesc că în 2008 și v-am prezentat și dumneavoastră o dinamică privind veniturile și cheltuielile primăriei municipiului Pașcani din ultimul mandat pe care l-am avut, respectiv din 2005, este această dinamică din 2005 până în 2012 și din această dinamică a rezultat clar modul frauduloas în care au fost cheltuiți banii publici din bugetul municipiului Pașcani. Dacă cheltuielile cu bunurile și serviciile în 2007 erau de aproximativ 68-70 de miliarde de lei, a reușit performanța împotriva ordonanței de guvern prin reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii
a reușit performanța să crească aceste cheltuieli de la 68-70 de miliarde de lei, să ajungă la 98-100 de miliarde de lei. Deci aproape 1 milion de euro sunt cheltuiți în plus pe bunuri și servicii, fără să dea justificare. Deci noi nu cunoaștem la această oră pe ce au fost cheltuiți în ultimii 2 ani de zile banii publici. A luat primăria cu o datorie de aproximativ 8-9 miliarde de lei și a adus-o la faliment. Asta este performanța lui Crăciunescu în administrație. Ăsta este Crăciunescu, cel care mai dorește încă un mandat de la Pășcăneni, astfel încât pe dânsii și pe banii lor să demonstreze incompetența lui. Am mai făcut o afirmație că am fost întrebat ce pot spune vis-a-vis de clanul Crăciunescu, Pantazi, Zuzan sau, pardon, Rățoi, Zuzan, Pantazi sau Rățoi, Pantazi, Zuzan. Eu sunt și am devenit incomod în ultimii 2 ani de mandat în calitate de consilier prin faptul că nu i-am acceptat de cele mai multe ori anumite nereguli pe care Crăciunescu a încercat să le facă în cadrul primăriei municipiului Pașcani. Iar Zuzan, din câte știu, au avut tot timpul dispute pe problemă de legalitate, pentru că a încercat de cele mai multe ori să introducă proiecte de hotărâre fără acoperire legală. Cunoașteți disputa din ultimii, cel puțin din ultimii 4 ani, sau mai bine spus, din ultimii 2 ani de zile, pe problema respectării legalității în primăria municipiului Pașcani. Nu o spun eu, nu o spune Zuzan, o spune raportul Curții de Conturi. Și când fac aceste afirmații, în fața echipei de audit, ca să vedeți cât de responsabil tratează problema Crăciunescu, când face afirmații la planul, în fața echipei de audit, Crăciunescu a spus că, indiferent ce fraudă și modul cum a cheltuit banii publici, el este operat, este iresponsabil mental și poate lua cel mult 2 ani cu suspendare. A reușit cetățeanul Crăciunescu să-și pună la adăpost bunurile, divorțând, căsătorindu-se, recăsătorindu-se, divorțind și iarăși căsătorindu-se, iar acum atât de iresponsabil este încât spune că cel mult poate să primească 2 ani cu suspendare. Acest cetățean, acest individ mai dorește un mandat de la cetățenii din municipiul Pașcani. Am mai făcut, iar cât îl privește pe domnul Rățoi, știu bine că dumneavoastră i-a mânat, sau dacă nu i-a mânat, a promovat proiectul de hotărâre primind cetățean de onoare. Păi când este serios Crăciunescu? Când l-a făcut cetățean de onoare sau când îl face mafion? Când este este serios Crăciunescu? Promovează proiecte de hotărâre de Consiliu să dea distinții pentru clanul mafiotic sau pentru oameni care au muncit în municipiul acesta? De ce să se hotărească? Că se contrazice de câte ori ies în media, de câte ori ies în public, nu știe decât să manipuleze și să se contrazică. Ce a spus ieri nu mai este valabil azi. Ce a spus alaltă ieri nu mai este valabil, nu a mai fost valabil ieri. Și așa mai departe. Un alt aspect pe care l-a ridicat se referă la faptul că
va face o documentație și eu va prezenta primarului Nichita la ce documente, la astfel de hârtii scoase de acum 20 de ani, 15-20 de ani, nu știu, la ce documente și la ce dosar, că văd că în terminologia lui, termenul de dosar, dosare este uzual, dar s-ar putea dânsul să aibă parte de astfel de dosare. Este uzual termenul ăsta de dosare. I-ar prezenta domnului Nichita un dosar prin care să-i solicite să mă retragă, dacă așa s-a pronunțat, să-mi retragă susținerea la candidatura de primar a mea sau înscris să-i prezinte cetățeanului Crăciunescu dacă merit și mă mai susține la această candidatură. Domnul Nichita este un om de onoare, din câte eu cunosc și îl cunosc destul de bine. Este un om de cuvânt, este un om de caracter, nu este o pușlamacă și Crăciunescu. Președintele liberal Clin Antonescu o afirmație puținilor cetățeni care au participat în piața Mihail Sadoveanu că să-l aleagă pe Crăciunescu că știe să cheltuiască bani. Adevăr a grăit domnul Antonescu. Într-adevăr, știe să-i cheltuiască într-un mod fraudulos și din interes și pentru interes personal banii pășcănenilor. Adevăr a grăit domnul Antonescu. Cam atât am. Dacă dumneavoastră mai cunoașteți și alte aspecte pe care le-a discutat, le-a ridicat în conferința de presă, vă stau la dispoziție. Cam atât am avut de prezentat și îl rog public să facem campanie pe ce probleme și problematică are Pașcani, cu ce probleme se confruntă municipiul Pașcani, și să ne ocupăm mai puțin de problemele personale ale unui și ale celuilalt. Asta este părerea mea. Dacă dumnealui consideră că poate câștiga primăria municipiului Pașcani în continuare prin minciună, promisiuni, șantaj și atac la persoană, cred că se înșală, iar cetățenii vor fi cei care vor trage concluzia. Vă mulțumesc! Considerați că campania electorală rusă de PSD, în care s-a pomenit în mai multe rânduri despre datoria interdentisului și despre societatea vicepreședintului PNV, Marius Pintilie, lor mea, a fost corectă? Pentru că sunteți deranjați când se pronunță acul complex de către contracandidații. În speță, cine s-a referit la debitul... Dintre colegii dumneavoastră de partid. Deci întrebați colegii care au făcut afirmația. Deci eu n-am făcut niciodată afirmație la debitul pe care îl are societatea Interdentis, atât timp cât se află în instanță, eu nu am pomenit numele acestei societăți, nu am pomenit debitul acestei societăți, sunt organe abilitate să stabilească legalitatea acestor acte administrative. Nu Crăciunescu, nu Pantazii hotărăște legalitatea unui act administrativ din moment ce ajunge în instanță. Cine a făcut afirmația, să o justifice. Documentele care au fost prezentate de domnul Crăciunescu, în speță raportul Corpului de Control al Guvernului din 97, au fost contestate de către Agro Complex, de către primărie, aveți cumva cunoștință? Eu, sincer, vă spun că nu am avut timp să caut prin arhivă de acum 15 ani documentele. Eu, astea le-am primit și eu. Da. Aveți idei? Le-ați contestat vreodată? Dar nu am avut ce contesta. Pentru că ați văzut, se face referire acolo la 20%. Eu
Și eu nu eram în comisia locală de fond funciar când s-au stabilit, nu eram în primăria municipiului Pașcani când s-a stabilit cei 20%. Prin calcule matematice s-a ajuns la niște cifre care sunt ireale. Asta nu înseamnă că dacă s-a redus 20% din suprafața de teren, automat și-a însușit tot cineva. Nu, a închiriat. De unde sunt închiriem? Rezerva? De teren? Deci terenul a aparținut proprietarilor de teren și nu știu, cred că este a 20-a, a 30-a oare când tot fac afirmațiile acestea. Nu, am întrebat dacă complexul a acționat împotriva acestor acord, deoarece este specificat în legătură cu prevarea CAP-ului privind lichidarea. Uitați, verific și în prima... Să vă întreb dacă cumva ați adresat împotriva... Îmi notez problema și o să dăm un comunicat de presă. Da. De ce vă duceți la TVB și la partea TVB nu? În dezbatere. O clipă să mă înghez. Da. V-am spus-o și cu alte prelejuri. Am un stat de campanie. Staful de campanie a hotărât unde, când și în momentul când se iese în media. Am înțeles, totuși, asta o zeroc în toată campania prezentă la noi și considerăm că telespectatorii care se uită la programul Calitatea TV sunt oarecum neinformați despre campania dumneavoastră electorală. V-am promis și în conferința de presă anterioară, dumneavoastră, mass media, puneți-vă de acord într-o emisiune comună și vă voi sta la dispoziție cu plăcere. Domnul Crăciunescu, nu știu dacă ați fost informat, a făcut o referire la o vizită în Anglia, în mandatul dumneavoastră de viceprimar. În acea delegație oficială a primăriei a făcut parte și fiul dumneavoastră, Bogdan Pantazi. Da. În ce condiții a fost prezent? Este adevărat în primul rând sau nu? Da. Este adevărat. L-am luat în Anglia, pentru că nu am avut translator, nu am avut interpret, iar cheltuielile, în totalitate, au fost suportate de SCA-ul complex. Asta se poate dovedi, nu? În primul rând, Crăciunescu are la primărie documentele cu tabelul celor care au beneficiat de bani din cadrul primăriei. Ați făcut referire la falimentul primăriei. Că tot în mandatul 2008, mandatul din SFAP, Rage Cele Pașcani a fost executat în de spații comerciale. Atunci nu a fost un faliment. Aveți idei ce s-a întâmplat cu spațiile comerciale? Cine le-a cumpărat și cum? Deci, în mandatul 2004, nu mai țin minte, nu mai rețetă. Da. Și s-a întâmplat. Reacul Cerepașcani a fost executat de către finanțele publice. Da. Contra unor datorii. Atunci nu a fost faliment. Atunci este faliment, acum primăria a fost executată de un spațiu public. Deci acele spații au fost probabil executate de către Direcția de Finanțe Publice, că RAGCL nu și-a achitat datoriile la Direcția de Finanțe Publice. Și bine, are vicele primar din perioada respectivă că a fost executat un bun al regiei autonome. Și cum se face că toate spațiile au fost în mâna unor oameni influenți din RAGCL și din PSD? Nu știu dacă le luăm nominal. Deci dacă aveți date, verificați. Da, da. Deci au fost licitații publice, din câte știu, da. Au fost licitații publice. Asta îmi amintesc cu siguranță. Cine și cum a luat? La astfel de licitații a participat și societatea SCA Agrocomplex, nu vă ascult, și a judecat inclusiv acest spațiu unde avem astăzi conferința de presă. Nu, vreau să vă întreb doar la analogie. RAGCL-ul, dacă nu avea spații comerciale, era în faliment, nu?
fiind executat. Deci falimentul... Deci, nu avut... deci falimentul nu putem stabili noi într-o conferință de presă dacă era, dacă era sau nu era în faliment. La ora acolo nu știu că... Deci șiria CCL-ul este în faliment. Este în faliment. Șiria CCL-ul nu numai primă. Deci când am vorbit de faliment, am vorbit și de falimentul CCL-ului. Da. De unde știți ce a răspuns Stăcionescu în fața inspectorilor Curții de Conturi? Este prima dată când aflăm asemenea răspuns, noi ca presă. Deci de la personalul din primăria municipiului Pașcani, pe care îl amenință în fiecare zi, dacă ajunge încă o dată primar, nu știu câți vor mai rămâne, dintre dânsii și... ce li se va întâmpla. În legătură cu delicul societății, ați menționat la Gineaua că nimeni nu l-a implicat pe cineva cu Crăciunescu să-mi claseze suma. Nu, apoi am spus... Apoi ați spus că nu am cunoscut acest debit. Da. Să înțelegem cu noastră, recunoașteți acest debit, doar că deci nu l-ați transmis oficial de la... Eu recunosc acel debit din moment ce am înștiințarea de plan. Deci îmi dați voie să... Deci recunosc acel debit din moment ce am primit înștiințare de plată, să văd modul de calcul. Să văd modul de calcul, de unde s-a ajuns la valorile respective, dacă constat că procedura de calcul a fost cea corectă, îmi voi achita integral debitele pe care le am la Consiliul Local. Dacă voi constata că modul de calcul a fost abuziv și lipsit de fundament, voi ataca în instanță. Dar nu am avut nicio știință. Pentru că astăzi, la conferința de presă, domnul primar Crăciunescu a spus deja, a dat o sumă de 22,5 miliarde. Și eu este poate și la finanță și cu știința deja. Și eu, cum să știe de la mine? Deci eu v-am spus foarte clar procedura de calcul. Deci el trebuie să facă adrese la bursa de mărfuri din perioada respectivă sau la societăți mari care comercializează produsele agroalimentare, în speță grâu, să vadă prețurile din perioada respectivă, ăla este punctul de pornire. După care discutăm de valoarea debitului. Okay. În 2007, când s-a dat hotărârea de Consiliul Local pentru a radia datoriile agrocomplexului. Despre ce sumă este vorba? Pe nicio hotărâre de Consiliul Local nu apare sumă. Deci, în mod normal, în 2007, primăria trebuia să știe cât va radia. Dom'le, să vă spun adevărul că acest cetățean Crăciunescu, de momentul ce a ieșit deputat în 2008, în 2004, s-a ocupat de societatea Agrocomplex și de persoana fantazii. Pentru că vedea în mine un real pericol. El și-a propus lucruri mari să facă în viață, dar puțin reușește. Deci din momentul ăla, deci el, împreună cu Dorin Nichifor, împreună cu prefectul liberal din perioada respectivă, s-a ocupat de astfel de procedură. Bun. Iar, și mai fac încă o dată precizare. Să fie foarte atent când se face și aruncă pe piață astfel de debite, pentru că îi aparțin în totalitate 100%. Să le pună nu 20, eu îl rog să pună 50 de miliarde. Pentru neglijență în serviciu le va plăti Grigore Crăciunescu. Cunoașteți lucrul acesta, pentru că instanța a hotărât clar că nu este taxă și impozit, iar el le amestecă, el nu știe să facă diferența între taxe și impozite și anumite relații contractuale. În cazul ăsta, ați răspuns, nefiind taxe și impozite, legislația fiscală este trebuie în legătură cu prescrierea. Și ați răspuns că trebuie scris. Exact. Da, vreau să vă spun o chestiune. 2007, în ați rămâi, câți bani au iertat finanțele publice? Deci eu nu am luat documentația, îmi notez și vă stau la dispoziție. Ok. Bun. În 2007, hotărârea de Consiliul Local... O clipă să... Da. O clipă să notez cum de... Vă grăbiți? Eu nu grăbesc. Vă stau la dispoziție. Ai trebuit? Nu, e vorba de problemă.
văzut de poate rețetul așa să mă spune. Nu, așa că era de vorbim. Nu știu, voi, Suzanu, la da, ne-am notat al doilea problemă în care trebuie să-i șapte. Hotărârea din Consiliul Local a fost suspendată prin intervenția prefectului. Asta se întâmpla pe 1.11.2007. Conform legii contenciosului administrativ, dacă o hotărâre de Consiliul Local este atacată de către prefect în instanță, ea se suspendă de drept, încetează toate efectele. Deci, în bugetul pe 2008, domnul Vodoașcă, sau cine a promovat bugetul? Domnul Rățoi. Domnul Rățoi, așa. Principalul ordonator de credit. Trebuie să vin la acest debit și să meargă. Mai mult, datoria complexului trebuia să fie în fiecare an, începând din 2002 sau la 2 ani, trebuia să fie în conștientizare de plată pe treabul complex. Aveți idee dacă sunt astfel de conștientizare de plată? Să verific. Cele de la... Verific. Bugetul local au titlul executor. Deci ar trebui să fie prostat din titlul executor. Dar pe perioada suspendării nu înseamnă că se calculează debit. Deci rețineți bine. Deci pe perioada suspendării unei hotărâri nu înseamnă că se calculează. Deci rămâne, rămâne la momentul respectiv. Iar instanța este cea care se pronunță. Am înțeles. Din câte mi-aduc aminte, proiectul de buget a fost prezentat nevastă în 2008. Într-o ședință din Consiliul Local. Ședința? Da. Deci, eu am prezentat, îmi amintesc că am prezentat bugetul în 2007, în 2006, pare s-a prezentat domnul Zanier, și așa mai departe, asta nu înseamnă că cel care prezintă bugetul trebuie să știe absolut toate cifrele de unde și cum vin. Este un serviciu cu 12-15 oameni care se ocupă de încasarea veniturilor bugetului local. O explicație tipic crăciunescă, cum a zis, la fel, nu știe bugetul, ce l-a făcut. Domnul, că a fost primul și ultimul an în care ați prezentat dumneavoastră persoana bugetul. Da. Vă mulțumesc.